Bun, înainte de a începe videoclipul, vreau să precizez că eu am mai multe produse de la Samsung, inclusiv tabletă, telefoane chiar, 4 la număr, chiar și pereche de căști, ceas smart, un Galaxy Watch 4 Classic, baterie externă și încă mai am câteva produse, dar nu o să le mai arăt acum. Eu sunt un foarte mare fan Samsung. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal, eu sunt Manu și astăzi vreau să vorbim despre o chestie destul de interesantă pe care am observat-o relativ recent la acest telefon Samsung pe care eu îl utilizez de peste 3 ani de zile. Este vorba despre un Galaxy Note 10 Plus, un telefon de top al celor de la Samsung lansat în 2019, în cea de-a doua parte a anului. Folosind acest telefon, pot să spun că nu m-a dezamăgit, am făcut și un review pe canal, o să-l găsiți în descrierea acestui videoclip. Nu am avut probleme cu el, nu am avut lag, toate jocurile pe care eu mi le-am instalat au mers fără probleme, însă acum câteva zile mi-a venit o nouă actualizare care aducea un nou nivel de securitate la 1 iulie 2023. Cred că n-a mai fost înnoit din mai, ceva de genul. Am zis ok, super, abia aștept să-l descarc. După ce am descărcat acest update, am observat ceva ciudat în performanța telefonului. Mereu telefoanele de la Samsung, după ce își fac un update, au tendința de a avea un pic de lag. Dar nu este o problemă, pentru că până la urmă fiecare telefon cu Android, chiar și iPhone-urile, au un pic de lag la început după un update. Nu am considerat că este o mare problemă. Însă, după ce am făcut acest update, telefonul, după un sfert de oră de utilizare, mergea mult mai greu ca înainte. Și atunci am zis că vreau să fac un test de performanță, astfel încât să văd dacă, cumva, performanța telefonului a scăzut după acel update. Înainte de a arăta rezultatul după ce am făcut acel update, cam acesta este rezultatul pe care eu l-am obținut cel mai mare și cam acesta este rezultatul mediu pe care eu l-am obținut în Geekbench 6 cu acest telefon, cu Galaxy Note 10 Plus. Acum câteva săptămâni este făcut acest test. După ce am făcut update-ul, rezultatul este unul cel puțin interesant. Telefonul a obținut un scor doar de 400 de puncte în single core și 1300 de puncte în multicore. Un scor comparabil cu al unui Galaxy A51, un telefon mid-range care nu avea un procesor excelent când s-a lansat în 2020. Adică, practic, performanța acestui telefon s-a înjumătățit după acel update. Am zis, ok, mai aștept că poate telefonul va reveni. Am stat câteva ore, am câteva teste. Da, într-un final am observat că telefonul începe să se miște un pic mai bine după update. Reușind într-un final să scot un rezultat de 997 de puncte, 1000 de puncte aproape și de 2200 de puncte. Până la urmă telefonul și-a revenit din punct de vedere al performanței. E ok, mă bucur că și-a revenit. Să mi s-a părut foarte ciudat ca după acel update, telefonul să cadă performanța la jumătate. Însă, am vrut să fac acest videoclip ca să vă întreb, ați pățit și voi ca după un update, chiar dacă e mare, chiar dacă este mic, telefonul să se miște mai greu ca înainte de acel update? Chiar sunt foarte curios. Dar m-am bucurat că a venit un update din partea celor de la Samsung, adică mă bucur că cei de la Samsung încă își îngrijesc telefoanele mai vechi. Ei bine, acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut acest videoclip, dacă vă place conținutul de pe acest canal. Chiar sunt curios dacă ați pățit și voi acest lucru și dacă l-ați pățit, vă rog să scrieți mai jos în comentarii. Eu sunt Manu și ne revedem în următorul videoclip.